Astăzi vom vorbi despre un leac excepțional pe care îl avem la îndemână în permanență. Este vorba despre unul dintre cele mai vechi medicamente naturale cunoscute de umanitate, oțetul de mere. Această licoare acrișoară este menționată în tratatele de medicină scrise acum câteva mii de ani. Deci nu este niciun secret că oțetul de mere vindecă și previne anumite boli. Singura problemă este gustul lui sec acrișor, pe care nu toată lumea îl agrează. Pentru a prepara acest oțet, avem nevoie de următoarele ingrediente. 5 kg de mere cu tot cu cotoare, 5 litri de apă călduță de izvor, 50 de grame de drojdie de bere și 500 de grame de miere polifloră. Acțiunea oțetului de mere este intensificată de miere și invers. Pentru preparare se pot folosi orice soi de mere, dar pentru un oțet mai tare se aleg mere mai acrișoare. Merele se spală, se înlătură părțile putrede sau viermănoase, după care se strivesc, folosindu-se și cotorul. Într-un borcan mare din sticlă se pun merele. Se dizolvă separat drojdia în apa călduță, după care se toarnă peste mere. Se acoperă gura borcanului cu un tifon și se lasă la fermentat, la loc călduros și întunecos. Se amestecă preparatul cu o lingură de lemn de 2-3 ori pe zi. După 14 zile, procesul de fermentație ar trebui să fie terminat. Se strecoară cu ajutorul unui tifon triplu și se transferă oțetul astfel obținut într-un borcan curat din sticlă, lăsând un spațiu de 5-7 cm până la gura vasului. Se adaugă mierea de albine și se omogenizează până când aceasta se dizolvă complet. Se leagă gura borcanului cu un tifon și se bagă într-o cutie de carton pentru a feri oțetul de lumină. Procesul de fermentare, care va dura de această dată aproape 2 luni, are loc numai în condițiile în care recipientul este ținut la loc întunecat și cald, 25-30 de grade Celsius. În timp, se va forma o peliculă care, odată cu trecerea timpului destinat fermentării, trebuie îndepărtată atunci când oțetul este limpede. Oțetul și mierea nu se vor mai amesteca. La final, după ce oțetul s-a limpezit, se îndepărtează pelicula și se strecoară din nou de depuneri. Oțetul se va transfera în sticle curate, care se închid bine cu dopuri și se păstrează într-un loc răcoros. Acțiunea terapeutică a oțetului de mere cu miere include efecte calmante, antioxidante, diuretice, antiseptice intestinale și renale și hipocolesterolemiante. Are efecte antiinflamatoare articulare și împiedică procesele de îmbătrânire și degenerare a cartilajelor și epiteliilor. Cura cu oțet de mere și miere stimulează metabolismul, elimină toxinele și grăsimile din organism, remineralizează și ajută în lupta cu numeroase afecțiuni. Dar cea mai importantă proprietate a acestei combinații este faptul că păstrează echilibrul acidobazic al organismului. Oțetul de mere și miere este un eficient agent antibacterian cu un conținut ridicat în minerale și oligoelemente vitale pentru un organism sănătos: potasiu, calciu, magneziu, fosfor, clor, sodiu, cupru, fier, siliciu și flor. Un amestec ce conține numai 5% oțet de mere elimină până la 99% dintre bacterii, 82% dintre mucegaiuri și 80% dintre virusuri. Nu putem enumera toate afecțiunile care pot fi prevenite sau tratate cu ajutorul oțetului de mere, dar vom detalia doar câteva dintre categoriile de afecțiuni care răspund pozitiv la administrarea acestei licori. Datorită conținutului ridicat de potasiu, oțetul de mere ajută la scăderea hipertensiunii arteriale. Totodată, conține și o cantitate ridicată de fibre, care ajută la absorbirea colesterolului și grăsimilor din organism. Se consumă zilnic un pahar cu apă, în care se adaugă o lingură de oțet de mere și miere. Oțetul de mere poate ajuta și la coagularea sângelui. Dacă există o sângerare abundentă sau rănile nu se vindecă repede, ori când o persoană are o sângerare nazală fără un motiv aparent, se adaugă 2 lingurițe de oțet într-un pahar cu apă
și se consumă câte 3 pahare pe zi. Se bea acest amestec zilnic, înainte de mese, pentru a restabili proprietățile naturale de coagulare a sângelui. Oțetul de mere contribuie la tratarea constipației prin eficientizarea mișcărilor intestinale, iar datorită conținutului ridicat de pectină, contribuie și la îmbunătățirea digestiei prin echilibrarea nivelului de acid din stomac. Este un remediu ideal pentru probleme precum gaze intestinale și crampe. Într-un pahar cu apă se adaugă 2 lingurițe cu oțet de mere. Preparatul se consumă de 3 ori pe zi, după servirea meselor principale. Pentru indigestii frecvente și hipoaciditate, se bea înainte de masă cu 5-10 minute și imediat după masă, câte un sfert de pahar de apă în care a fost diluată o linguriță de oțet de mere. Acesta stimulează salivația, secreția de sucuri gastrice și mărește peristaltismul tubului digestiv. Oțetul de mere și miere este unul dintre cele mai simple și mai eficiente tratamente de reglare a greutății corporale, cu condiția ca oțetul să fie natural, adică preparat în casă, din mere, miere și drojdie alimentară. Pentru cura de slăbire, se pun într-un pahar cu apă 2 linguri de oțet de mere și se bea de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înaintea meselor principale. O cură durează 4 săptămâni. Se face o pauză de 10 zile, după care regimul se reia. Combinația de substanțe active din oțetul de mere duce și la dispariția senzației de foame. Oțetul de mere și miere are efecte antiinflamatoare articulare și împiedică procesele de îmbătrânire și degenerare a cartilajelor și epiteliilor. Ajută la reducerea stresului, durerii și disconfortului cauzate de aceste afecțiuni. Este un remediu excelent pentru artrită, deoarece acționează ca un dizolvant care ajută la eliminarea depozitelor calcaroase din articulații și de pe anumite organe. Pentru toate acestea, se ia de 3 ori pe zi câte o lingură de oțet de mere și miere într-un pahar cu apă. Cura durează minimum 3 luni. Pe lângă administrarea internă, durerile reumatice, în general, trec dacă pe locul dureros se pun cataplasme cu oțet pentru minimum o oră. Pentru varicoză, se toarnă oțet din mere pe palme și se freacă picioarele de jos în sus, dimineața și seara, în fiecare zi, timp de 2 luni. Sau se învelesc picioarele cu șervețele înmuiate în oțet, apoi se leagă cu un ștergar și se stă în pat cu picioarele ridicate, timp de 30 de minute. În timpul acestui tratament, se bea de 2 ori pe zi un pahar de apă cu 2 lingurițe de oțet de mere. Unul din principalele sfaturi oferite de medicii naturopați pentru prevenția și tratarea cancerului este acela de a consuma alimente cu un pH ridicat pentru a alcaliniza corpul în cel mai scurt timp. Combinația de oțet de mere, bicarbonat de sodiu și sirop de arțar reprezintă cea mai eficientă soluție pentru a obține acest efect. Oțetul de mere este acid, dar atunci când este consumat, devine alcalin. Mierea are și ea un pH scăzut, dar crește alcalinitatea corpului atunci când ajunge în stomac. Cele două formează combinația perfectă, întrucât stopează aciditatea excesivă, creând un mediu intern cu un pH de protecție. Pentru inapetență, anemie și slăbiciune corporală, se administrează o linguriță de oțet diluată într-un pahar de apă înainte de fiecare masă. Oțetul de mere și miere ajută la asimilarea fierului și a altor minerale esențiale din alimente, favorizează procesul producerii de globule roșii și stimulează foarte blând sistemul nervos central, inducând o stare de bine și un tonus general bun. Suplimentar, pe lângă administrarea internă, se pot face săptămânal frecții cu oțet pe tot corpul. Acest tratament durează 30 de minute și va fi urmat obligatoriu de un duș, după care corpul va fi proaspăt și în formă. Migrenele, mai ales cele care apar ca o consecință a unor probleme hepatobiliare sau a constipației, se tratează cu oțet de mere, din care se iau 2 lingurițe diluate în puțină apă.
Extern se fac fricționări ale tâmplelor și deasupra cefei cu oțet de mere. De asemenea, se pune oțet de mere într-un vas în camera în care obișnuiți să stați mai mult peste zi. Vaporii de oțet inspirați ameliorează migrenele. Oțetul de mere și miere tratează și previne răceala. Gâtul roșu inflamat și durerile ce îl însoțesc pot fi eficient tratate dacă se face gargară cu soluție de oțet de mere și miere, 4 linguri la o cană de apă, din 3 în 3 ore. O frecție cu oțet de mere pe tot corpul, înainte de culcare, este foarte eficientă pentru tratarea răcelilor însoțite de febră. Pentru micozele unghiilor, se face un tratament de lungă durată, dar cu o eficiență excepțională. De 3 ori pe zi, dimineața la prânz și seara, se ține degetul în oțet de mere timp de o jumătate de oră. Peste noapte, se învelește degetul bolnav în vată îmbibată cu oțet de mere și se înfășoară în plastic. Din când în când, se mai tamponează unghia și cu tinctură de propolis sau de muguri de plop, care au efecte antiinfecțioase foarte puternice și acționează foarte bine pe țesuturile înmuiate anterior de oțet. După 2-3 luni, micoza va dispărea. În timp ce dovezile din spatele acestor beneficii ale oțetului de mere și miere sunt de necontestat, există totuși câteva lucruri pe care trebuie să le avem în vedere înainte de a începe un tratament cu acest leac străvechi. Conform cercetătorilor, nivelul ridicat de acid citric conținut de oțetul de mere poate deteriora esofagul și mucoasa stomacului. În plus, aplicarea directă a oțetului pe piele poate provoca iritații, erupții cutanate și senzație de arsură. Pentru a preveni efectele secundare, oțetul trebuie să fie întotdeauna amestecat cu apă sau un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu. Consumul regulat de oțet conduce și la deteriorarea smalțului dentar, fapt care contribuie la îngălbenirea dinților și la declanșarea unei sensibilități dentare la cald și la rece. Pentru prevenirea acestei probleme, se recomandă diluarea oțetului cu apă sau adăugarea unui vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu. Astfel, aciditatea acestuia este mai mică, iar efectele secundare limitate. Conținutul ridicat de acid acetic din oțet provoacă un nivel scăzut de potasiu în sânge și de asemenea reduce densitatea minerală osoasă, mai ales în cazul unui consum excesiv. Pentru că poate duce la scăderea densității osoase sau la unele dezechilibre de minerale din organism, nu se recomandă ca femeile aflate la menopauză sau cu risc de osteoporoză să consume oțet de mere timp îndelungat. Este contraindicat consumul de oțet de mere persoanelor care suferă de litiază renală urică, gută, insuficiență tiroidiană și paratiroidiană, aciditate gastrică, gastrită hiperacidă, ulcer gastroduodenal, febră musculară și hipotensiune arterială. Bătrânul oțet ocupă și astăzi un loc de frunte între remediile naturale cu efecte benefice într-o mulțime de boli. Timp de secole a fost utilizat ca produs alimentar și medicament atât pentru tratarea oamenilor cât și a animalelor. Deși nu este considerat un panaceu universal, ar putea candida la acest titlu pentru că vindecă și previne peste 100 de afecțiuni din cele mai diverse, de la banalele dureri de cap, la boli metabolice grave.